Astăzi suntem la Dunăre. Salutare în primul rând. Sau ciao, servus, cum se spune pe la voi. Suntem la Dunăre, avem de șlefuit două bărci. Asta albă, cea albastră, aia verde, a fost făcută de aerablă. Avem ce ne trebuie, pânze, flex, generator. Avem de șlefuit. Apoi are o mică problemă. Nu e barca mea, o fac pentru cineva. Păi are o mică problemă. O gaură de arterie grea, Kalashnikov, bomba atomică. O vom jlefui. Se va suda gaura și apoi o vom da cu vopsea. O întoarcem și o băgăm în apă pe partea alantă, o facem în apă, asta numai să o jlefuiesc, atâta, să o jlefuiesc un pic așa, pac, pac, pe fund, pe laterale, asta e mai bunicică, asta e făcută de 70 de ani, astea sunt bărcile noastre, locul nostru de parcare, deocamdată, barca mea este aia cu steaguri mari, asta e Dunărea în dimineața zilei de luni, frumoasă, apă liniștită, problema e că vine debit mare. Și nu știu dacă la deschidere vom putea să pescuim la somn, cum aveam un plan, dar e bine și la șalău. Putem merge la șalău, știu că blinker, dăm la somn. Vedem acum, când se va deschide sezonul, cum va fi. O să mă apuc de treabă și pe parcurs o să mai fac un clip. Ne auzim.